Săptămâna trecută, la această emisiune, am prezentat predica de la Petru Vodă, de la Mănăstirea Petru Vodă, un text la care eu țin foarte mult. Și în structura acestui text am introdus la un moment dat un fel de pomelnic, un trist pomelnic al păcatelor noastre, ca români, păcate de după decembrie 1989, păcate post-decembriste. Din acel inventar jalnic a lipsit un punct, un capitol, un capitol extrem de rușinos și de dureros pentru noi. Și astăzi îmi fac mea culpa și completez oarecum predica de la Petru Vodă, arătând și acest aspect post-decembrist care umple de mâhnire și de suferință inima oricărui bun român. Este vorba de copiii care au fost, unii zic înfiați, alții zic că au fost vânduți, copii români dați în străinătate să fie crescuți ca și când în țara asta nu mai puteau fi crescuți, nu mai era nici de mâncare, nici loc pentru a fi educați, pentru a face din ei români, au fost vânduți, se zice, au fost înfiați, e termenul oficial, iar alt cuvânt care circulă în legătură cu ei este acela că acești copii au fost transformați, măcar o parte dintre ei, în organe. Au fost folosiți ca bănci de organe, adică au fost asasinați, omorâți pentru a li se folosi organele vitale, rinichi, inimă, ce mai aveau vieții copii în anatomia lor fragedă. Pe bani mulți, acele organe se zice că au fost vândute. Povestea aceasta nu e ușor de crezut și nici n-am crezut-o propriu-zis, dar iată, apar știri în presa internațională, circulă pe internet fel de fel de informații, care mai de care cu aerul de a fi corecte. Am găsit chiar și într-o carte o prezentare într-un întreg capitol intitulat Traficul de organe. Cartea este semnată de Hervé Risset, Comprendre le judaïsme. Și acolo sunt pomeniți copii români care au intrat în malaxorul acestei afaceri ordinare, inumane, care este traficul de organe. Citez din acest autor. Traficul de organe a făcut obiectul unui scandal pentru prima oară în cursul verii 2009. În 24 iulie, în Statele Unite, circa 40 de aleși locali au fost arestați în New Jersey. Rabinul Levi Isaac Rosenbaum a fost acuzat de a fi convins donatori moldoveni să-și vândă rinichii pentru 10.000 de dolari, pe care îi revindea de 16 ori mai scump în Statele Unite și Israel. Donatorii nu erau întotdeauna puși la curent cu ceea ce urma să li se întâmple. După operații benigne, gen apendicită sau altceva, tinerii moldoveni se trezeau, precum Serghei Timuș, cu cicatrice plasate unde nu se așteptau. Li se explica apoi că trebuise să li se scoată un rinichi care funcționa prost sau, cum e cazul acestui Serghei Timuș, la o radiografie au constatat că îi se furase un rinichi. Acesta este termenul folosit de autor. I se furase un rinichi. Continui cu observația. Nancy Hughes, de la Universitatea din California, specialistă în această problemă, a vizitat sate din Moldova, unde, citez, până la 20% dintre bărbații adulți fuseseră recrutați ca posibil donatori de rinichi. În aceeași carte se vorbește și de copii sacrificați în cadrul unor ritualuri satanice, gen ritualuri voodoo, sau sacrificați pentru organe.
Aceasta este acuzația care îi se aduce unui important personaj din România, și anume că a facilitat înfierea de copii în scopul sau cu rezultatul final transformarea acestor copii în bancă de organe pentru a fi vândute la prețuri exorbitante. Este vorba de o acuzație extrem de gravă, pe care noi nu ne-o însușim, dar o punem în discuția publicului, așteptând ca persoana implicată în această acuzație să prezinte și să răspundă la acuzația respectivă cu toate documentele necesare. Documente ușor de obținut. Despre ce documente este vorba? Ar fi vorba despre dovada că acei copii pe care personajul respectiv i-a ajutat să fie înfiați, sau invers, i-a ajutat pe înfietori să înfieze acei copii, deci acei copii trimiși în Canada sunt astăzi în viață. A dovedi că cineva este în viață este un lucru foarte ușor și lucrul acesta îi se cere domnului primar al Sibiului, Iohannis Claus, cunoscutul personaj care a făcut atât de mult pentru Sibiu, pentru România chiar, și despre care, la un moment dat, a circulat foarte intens, nu zvonul, ci intenția unui partid important de a-l pune, de a-l proiecta, de a-l promova ca prim-ministru. Unii vorbesc și de posibilitatea, de capacitatea lui Iohannis Claus de a fi și președinte al României. Cu atât mai mult, domnul Iohannis Claus se cuvine să scape de această acuzație gravă pe care o aduce în primul rând presa. Sunt mai mulți ziariști care au glosat pe această temă, și anume implicarea lui Iohannis Claus în înfierea de copii în condiții dubioase, în sensul că nu s-a respectat întocmai legea și mai ales în sensul că nu se mai știe nimic de acei copii care au fost înfiați, ca să zic așa, pe mâna lui Iohannis Claus și a soției sale. Dintre acești ziariști, în mod deosebit, se remarcă domnul Marius Marinescu, care m-a și stârnit, pot să spun așa, pentru această emisiune, trimițându-mi o sumedenie de documente și de dovezi în viziunea domniei sale a implicării vinovate a domnului Claus în această urâtă poveste. Domnul Marius Marinescu ne-a trimis, printre altele, și o înregistrare cu bunica celor câtorva dintre copiii avuți în vedere, și e vorba de trei copii din Rășinari, a căror bunică din 1990, de când a fost de acord cu ca acești nepoți să-i fie înfiați, a umblat ani de zile să afle de soarta copiilor și n-a reușit să afle nimic, ceea ce nu este în ordine, stimate domn Iohannis Claus, și vă oferim posibilitatea de a răspunde acestor acuzații pe care noi le considerăm neîntemeiate, nedovedite, dar nu putem să împiedicăm ieșirea acestor acuzații în public atâta vreme cât e vorba de niște copii și de o bătrână bunică care regretă foarte amarnic că în 1990 a crezut în povestea cu copiii care sunt luați din România ca să trăiască în alte țări o existență de bază. Partea proastă a acestei povești, în sensul că e o poveste în mare măsură credibilă, nu în sensul că domnul Claus a știut ce soarte așteaptă pe copii, ci în sensul că pe acești copii i-a așteptat o soartă cumplită. Partea proastă este că există o mulțime de confirmări care
justifică jalea femeii, jalea bătrânei care nu își mai găsește astâmpăr de când a constatat că promisiunile făcute ei nu s-au respectat. Ce promisiuni s-au făcut? Nu e vorba de bani, nu și-a dat nepoții pentru bani, nici pentru alte avantaje materiale. În familia sa se petrecuse o tragedie, și anume feciorul ei, cam de dat la băutură, într-un moment de inconștiență, și-a omorât soția și apoi s-a sinucis și el. În felul acesta au rămas 3 copii orfani, cu o bunică nevoiașă, bolnavă, operată pe inimă, și care s-a trezit cu acești copii, cu acești nepoți, îngrozită de perspectiva ca ei să rămână cu totul pe drumuri în momentul în care ea, bolnavă, cum vă spuneam, ar fi putut sucomba, ar fi putut muri, cu atât mai mult cu cât ce se întâmplase în familia sa o dărâmase, pur și simplu. În această situație, doamna Maria Iliuț, din păcate am greșit spunându-i doamna Maria Iliuț, pentru că chiar astăzi, înainte de a intra în emisiune, am aflat că beata femeie s-a stins din viață. Cu atât mai dureroasă va fi înregistrarea pe care o să vă prezentăm. Pentru mine, apariția ei și vorbele pe care le-a spus și ce știu despre ea, cum a umblat, inclusiv la ambasada Canadei a ajuns, la amândoi președinții importanți de după 90, la Iliescu și la Băsescu, a ajuns cu lăcrămația ei de bunică, neîmpăcată cu gândul că nepoții ei s-ar putea să nu mai fie în viață, ba mai mult, ceea ce contează enorm în mentalitatea populară, să fie avut parte de o moarte batjocoritoare, transformați în niște trupuri inerte, bune doar să fie ciopărțite și vândute bucată cu bucată. În acest sens aș vrea să citesc scrisoarea pe care Maria Iliuț i-a adresat-o lui Traian Băsescu, președintelui nostru drag, după ce într-o întâlnire și într-o discuție cu Ion Iliescu în persoană la Săliște, probabil, când s-a dus Ion Iliescu la serbarea fiii satului, i-a aflat de această serbare și s-a dus să se plângă lui Ion Iliescu, fără niciun rezultat. O să aflăm date mai multe. S-a adresat în disperare de cauză și președintelui Traian Băsescu, care părea în nădejdea ei, în speranța ei, că ar avea o disponibilitate mai mare pentru asemenea cazuri. Iată de scrisoarea Mariei Iliuț, o scrisoare, un text ușor stilizat, ca să zic așa, de domnul Marius Marinescu. Domnule președinte, subsemnata Iliuț Maria din comuna Rășinar, județul Sibiu, numărul 1139, prin prezenta mă adresez dumneavoastră ca unică soluție care mi-a mai rămas pentru a dispune să se elucideze situația celor 3 copii ai mei care au fost înfiați și trimiși în Canada prin intermediul actualului primar al Sibiului, domnul Claus Iohannis, în anul 1990, dată din care nu mai știu nimic despre ei. Domnul Claus ne-a promis că îi duce la un trai mai bun, să învețe o meserie și limbi străine. A zis că acești copii, acești nepoți ai mei, mă vor vizita la domiciliul meu din Rășinari de 2 ori pe an. Dânsul se cunoștea cu înfietorii canadieni. În ziua aceea au dus 9 copii pentru plecare. Domnul Iohannis nu și-a respectat angajamentul. Încercările mele de a-l găsi au rămas fără rezultat timp de 2 ani, când am aflat că domnia sa este profesor la liceul Gheorghe Lazar din Sibiu. L-am așteptat în cancelarie. Știa și femeia de serviciu că se ocupă cu trafic de copii pentru organe.
repet, e o acuzație care apare în textul bătrânei, nu e nici pe departe dovedită. Citez mai departe. La întâlnirea cu Iohannis Claus m-am bucurat că îl revăd, sperând să-mi dea știri despre nepoții mei. Dar dânsul era nervos și mi-a pus mâna în piept, m-a înjurat și a dat cu piciorul în mine. Era cu soția lui Carmen. Am căzut de geam, pe geam și am reușit cu greu să scap de lovituri. A spus că dacă îl mai caut, o pățesc și mai rău. Doresc să spună unde sunt copiii și dacă mai trăiesc. Nu doresc la nimeni să treacă prin ce am trecut eu. Să-ți vezi morți doi copii și nepoții plecați. Nu am știut că voi fi înșelată, căci mă așteptau toată ziua și era pe capul meu cu soția lui, care m-a mințit că are și ea o fetiță care pleacă odată cu nepoții mei. Eu fiind supărată după cele întâmplate cu părinții nepoților, nu am realizat ce se întâmplă. Era de față și mama fetei, Cuscrea, care zicea și ea să-i dau pentru ajutor că le vor da o meserie și trai mai bun. Eu nu i-am dat nici pe bani sau pe alte obiecte. Am fost de două ori și la București, în audiențe, unde am aflat că s-au trecut la graniță cu drept de la domnul Iliescu. Am stat de vorbă cu acesta la fiii satului, în curte la Octavian Goga, când a spus că îmi dă răspuns Petre Roman Adrian Năstase. Există Dumnezeu pentru toți, dar pentru ei nu. Atâta bucurie să aibă cei care ne-au luat copiii și nu-mi dau niciun răspuns. Atât mai vreau înaintea morții să știu dacă nepoții mei mai trăiesc, pentru că sunt foarte bolnav. Pentru înșelăciunea lui Claus, care a dus sute de copii. Avea o cameră unde ținea la prietenul lui Mitrea Ion, care a decedat în chinuri grele că a știut și nu a spus. Câți copii ați dat pentru organe, domnule Claus? 4 au plecat cu ai mei. Am fost la ambasadă și ne-au spus și ora la care i-ați trecut. Și mai vreți să fiți prim-ministru. Nu ți-ai făcut plinul? Vă rog, nu mai puneți un profesor să ne mai trădeze țara. Dacă nu i-a fost milă de niște copilași, i-au dat la tăiat ca pe miei primăvara. Vă rog din toată inima de părinte înșelat de Claus și soția sa, Carmen, care îi transporta de 2 ori pe an. Nu mă lăsați fără răspuns. Unde sunt copiii nevinovați care au căzut pe mâna hingherului Claus Iohannis? Firește, nu ne însușim o parte din termenii folosiți în această scrisoare. Acuzațiile sunt cumplite. Sperăm să nu se dovedească a fi și adevărate. De aceea tragem nădejde că domnul Claus va înțelege pentru binele său, în primul rând, cât de necesar este să lămurească lucrurile și să înțeleagă că lămurirea acestor lucruri se poate face într-un singur fel, care este și foarte simplu, și anume să producă dovada că acei 3 copii de la Rășinari sunt în viață. Au avut parte de un destin mai bun decât cel care era previzibil în Rășinarii natali, unde nu mai aveau părinți, nu mai aveau sprijinul sufletesc necesar. Fără această dovadă, repet, ușor de da, obținut, tot ce spune această femeie, tot ce circulă ca zvon, ca vorbe spuse în șoaptă, de teamă să nu se afle cine le-a spus, toate acestea devin lucruri care serioase, care trebuie luate în seamă. Este de înțeles această femeie dacă câteodată depășește anumite limite, este de înțeles în suferința ei,